Pentru Zodia Taur, eclipsa totală de lună, despre care vorbim și în horoscopul săptămânii 9-15 mai, aduce în prim plan atașamente materiale, preocuparea pentru siguranța materială și pentru stabilitate, atracția către o viață bazată pe echilibru și pe armonie cu natura. De asemenea, în relațiile personale se remarcă vitalitatea, încrederea în forța proprie, îndrăzneala, instinctul de luptă, puterea de a lua decizii rapide. În familie vorbim de colaborare și de relații bazate pe uh, relațiile trainice, cele care au uh, deinuit timpului și uh, diverselor uh, probleme existențiale. Din... Uh, 11 mai, începând și până pe 22 mai, apar în carieră riscuri de inhibiție, frustrări, strări de neputință, încăpățânare, poate unor și zgârcenie se poate manifesta, vitalitatea poate fi mai scăzută, iar relații un pic mai restrictive. În data de 16 mai, tensiunile pot să fie în general axate poate pe contracte, pe procese și pot să aduc disocierea de unitate, unitatea cu ceilalți, poate să aducă o zruncinare a echilibrului interior, conflictul acesta interior poate să aducă stări de nervozitate, probleme cu vederea de asemenea, aduce o concentrare de energie pentru a se atinge propriile nevoi și tendința care se urmărește este de a influența pe cei din jur. Pasiunile pot fi directe, rapide, dorința de a primi ceea ce vă doriți, însă poate să aducă și conflicte. Sfatul este să țineți cont tot timpul și de dorința celorlalți, de asemenea, resursele și bunurile materiale vă susțin în a exterioriza inteligența, precierea frumosului, suplețe în raționament, posibilitatea de a fi sentimentali și deschiși către relații personale fericite. În plan personal apar o susținere puternică a siguranței materiale și a resurselor. Căutarea libertății, eliberarea de atașamente materiale, descoperirea zonei spirituale. De asemenea, sacrificiile pot să susțină afirmarea originalității, resursele pentru atingerea unor scopuri, cum ar fi independența personală, dar și independența celorlalți. Se dă impresia de a fi persoană puternică, hotărâtă, dornică să-și atingă scopurile, stări de nervozitate, sunt aspecte care vă susțin în a progresa, în a arăta îndrăzneală, în a arăta spontaneitate și capacitatea de a înlătura obstacole. Relațiile par mai degrabă bazate pe seducție, pe inspirație și pe atașament.